Un tânăr de 35 de ani din municipiul Vaslui a decedat la aproximativ 48 de ore după ce a fost imunizat cu cea de-a doua doză a vaccinului anti-COVID-19. Bărbatul suferea de insuficiență renală și făcea de mai mulți ani dializă. Discutăm întreaga situație cu Lelia Croitoru, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Vaslui. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumim că sunteți cu noi. Spuneți-ne, cum s-au desfășurat evenimentele? Pacientul în vârstă de 35 de ani era cunoscut de 20 de ani cu diagnosticul de glomerulonefrită cronică, care a necesitat 3 ședințe de dializă pe săptămână. Pacientul a fost vaccinat cu a doua doză Pfizer pe data de 19 martie, când a urmat și ședința de dializă. În data de 21 martie, familia solicită ambulanța pentru că acest tânăr instalează un stoc cardiorespirator la domiciliu. Ambulanța ajunge acolo, începe manevrele de resuscitare și aduce pacientul la spital în serviciu de urgență. Aici se iau analizele de urgență care atestă o creștere a valorii potasiului în sânge de 7 miliechivalenți la litru, ceea ce ne explică instalarea unor tulburări de ritm maligne și stopul cardiorespirator care a urmat. În momentul de față nu putem face nicio corelație între rapelul Pfizer și acest accident care s-a întâmplat pacientului, regretabil, dar pe care nu-l putem corela cu vaccinarea. Am înțeles. Se va analiza în continuare? Se va face... Eu știu, de către specialiști, cumva se va încerca o corelare a acestor două lucruri? Eu, ca și director medical, am luat legătura cu medicii nefrologi, pe care i-am întrebat dacă se poate face această corelație și răspunsul categoric a fost nu. Nu se poate face această corelație. Corelația se poate face numai între dezechilibru electrolitic și instalarea acestor tulburări maligne. Ce retransmiteți celor care suferă, care fac de mulți ani dializă? Trebuie să fie atenți în momentul în care aleg să-și facă vaccinul? Bolnavii dializați sunt bolnavi la risc și trebuie să-și facă vaccinarea. Există ceva suplimentar ce pot să facă? Centrele de dializă știu, îi sfătuiesc. Bolnavii, în general, își cunosc foarte bine simptomele care duc la dezechilibru bolilor, cunosc regimul igienodietetic pe care trebuie să-l urmeze și în continuare considerăm că ei sunt pacienți la risc care ar trebui să aibă încredere și să se vaccineze în continuare.